Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Vorbim în această ediție despre spovedanie și împărtășanie. De fapt, pe adresa electronică a emisiunii noastre au venit mai multe întrebări pe care astăzi le adresăm în al Preasfințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului. Sărutăm dreapta, bine ați venit la cuvânt pentru suflet în al Părinte! Vă mulțumim frumos pentru invitație și Dumnezeu să ne ajute! Și noi vă mulțumim că ne-ați primit în Mitropolia dumneavoastră și că ați acceptat această invitație. Spuneam, dragilor telespectatori, că vorbim despre spovedanie și împărtășanie și închip practic, fiindcă avem niște întrebări pe care dragii noștri telespectatori le-au trimis pe adresa emisiunii noastre. Aș vrea pentru început, în al părinte, să vă întreb cât de des ar trebui să se spovedească un creștin, fiindcă dacă ne uităm în statistici, vedem că la noi, oamenii se spovedesc mai cu seamă înaintea marilor sărbători. În rest, dau un pas înapoi. Ne-au întrebat câțiva dintre telespectatori cât de des trebuie să se spovedească. Spovedarea fiind taină sfântă a iertării păcatelor mărturisite în fața duhovnicului, o taină care este și o terapie duhovnicească extraordinară, pentru că iertate păcatele, iertate fiind păcatele, ești pe calea îndreptării și îndreptarea o faci prin canonul, prin sprijinul, prin terapia spirituală pe care ți-o oferă duhovnicul. Dacă știm că de această pregătire ne dă nou o posibilitatea de a ne apropia de Hristos, de a ne uni cu Hristos prin Sfânta Împărtășanie, care este scopul final, Iarăși revenim la întrebare, de câte ori trebuie să ne spovedim și să ne împărtășim? Trebuie să ne spovedim de atâtea ori cât, de cât e necesar ca să ne împărtășim cu Hristos. Dacă simțim povara păcatelor, dacă suntem conștienți, dacă am trezit în noi acel glas al lui Dumnezeu, l-am lăsat să vorbească El, dacă sunt de fiecare dată conștient, de fiecare dată când mă scol dimineața, rugăciunile pe care le fac dimineața, pe care le fac seara, mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua care a trecut, mi-aduc aminte și de îndatorirea aceasta sau de necesitatea, că nu vorba numai de o îndatorire, nu sunt numai dator să fac, ci mi-e necesar o astfel de terapie, mi este necesară pentru că pe drumul pe care eu merg am nevoie de sprijin, de iertarea păcatelor se realizează pe deplin prin împărtășanie. Să iartă prin spovedanie, prin punerea mâinilor, este o, acea, este botezul lacrimilor numită spovedania, este acea stare de, de, căință care ușurează și uh, psihic, dacă vrei. Este și o terapie uh, spirituală pentru că eu mă împac cu Dumnezeu, mă împac cu semenul și mă împac cu mine însumi. Uh, îmi dă o pace, îmi dă o, o liniște. Și iarăși revenind la întrebare. Ori de câte ori eu simt nevoia unui sprijin puternic, unei intervenții din afara mea, trebuie să caut intervenția aceasta. În fiecare duminică și în fiecare sărbătoare există posibilitatea aceasta a apropierii de Hristos, a unirii cu Hristos prin Sfânta Euharistie. Dacă aș încerca să fac terapia aceasta o dată pe lună n-ar fi mult. Dacă o las să o fac numai la cele patru mari posturi, e destul de puțin. Dacă o fac numai în cele două mari posturi, este foarte puțin. Sau dacă o fac numai în postul Paștilor, s-ar putea să uit într-un an și să fac astfel de pauze, de sincope puternice, încât în momentul în care voi încerca să revin de la început, n-am cum să mărturisesc atâtea păcate și starea în care mă aflu eu după o astfel de perioadă de lipsă de comuniune cu Hristos, de unire cu Hristos, îmi va fi foarte greu de suportat. De aceea cred că este potrivit să ne spovedim, e foarte ușor să ținem minte, în fiecare lună, măcar o dată. Ne putem spovedi și împărtăși în fiecare duminică, dacă suntem pregătiți sau dacă ne pregătim. Nu poți să te spovedești o dată și să te împărtășești de 100 de ori. Pentru că duhovnicul care îți dă permisiunea. Duhovnicul care te ajută pe tine în această pregătire spirituală este și responsabil în fața lui Dumnezeu de a te apropia, de a te ajuta să te apropii de Sfânta Împărtășanie. Sfântul Apostol Pavel spune foarte puternic și cu toate, și Sfinții Evangheliști, Sfântul Ioan, găsim în Sfânta Scriptură atâtea chemări spre împărtășanie, dar și conștientizarea noastră că nu ne apropiem de ceva care este la îndemâna noastră, cum spunea Părintele Cleopa Dumnezeu să-l odihnească, nu este borș cu mămăligă, cum se servea la, la Sihăstria, cine mergeau la biserică, la, la slujbă, mergea după aceea la trapeză să mănânce un borș cu mămăligă. Și sfântă Împărtășanie este unirea cu Hristos. Noi devenim purtători de Hristos. Cât ar trebui să fim noi de vrednici pentru așa ceva? Suntem oare vrednici? Nici prin taina spovedaniei nu obținem o vrednicie, ci obținem doar mila lui Dumnezeu care ne primește pentru ca să ni se oferă ajutorul acesta, ca să rămânem apropiat de Hristos, apropiați de Hristos și uniți cu El, pentru că dacă vom ține legătura cu Biserica, ne vom spovedi mai des, de fiecare dată vom avea mai puține păcate de mărturisit și ne va fi mult mai ușor ca să fim cât de cât pregătiți pentru Sfânta. În al preasfințite părinte, cum ar trebui să decurgă o spovedanie? Sunt oameni care spun, răspund numai întrebărilor preotului, însă sunt unele păcate pe care eu le țin încă ascunse, fiindcă nu m-a întrebat. Ar trebui să existe un dialog. Spovedania este o mărturisire pe care trebuie să o facă penitentul. Deci, grija preotului, întâi, un preot paroh, un preot duhovnic, este de a-i pregăti pe fiii duhovnicești să facă ei propria lor mărturisire. După ce ascultă mărturisirea lor, preotul poate să adauge anumite întrebări, să-l canalizeze, să-l îndrepte spre o anumită cale sau alta, poate să-l ajute cu întrebări, însă. Spovedania nu este rezultatul unui chestionar pe care îl provoacă Duhovnicul și la care trebuie să răspundă cu da sau nu penitentul. Penitentul trebuie să fie conștient de starea în care se află el. Mărturisirea păcatelor nu este un fel de contorizare a neputinței noastre, a slăbiciunilor. Nu trebuie să spui de câte ori ai mințit, de câte ori ai ai uh, furat sau știu ce, ai făcut alte păcate mărunte. Și întâi de toate trebuie să pornești, pornești de la starea în care te afli tu, de la răutatea care te provoacă pe tine sau care uh, te face să cazi în păcate mari, pentru că ura față de semen, uh, ura față de aproapele tău, dușmânia și răutatea se transformă uneori în revoltă împotriva lui Dumnezeu pentru că ești atât de rău, rău intenționat și vezi binele pe care îl primește semnul tău și tu ești atât de tulburat încât îl judești pe Dumnezeu de ce i-a dat lui bine și nu ți-a dat și ție. Deci stările acestea contează enorm de mult și noi pornim de la acea pregătire a celui care se mărturisește, a penitentului, conștientizând starea în care se află, îl faci să fie conștient. Iată, fiule duhovnicesc, Hristos stă de față, primește mărturisirea ta, ia seama la păcatele pe care le mărturisești. Dacă vei ascunde ceva, orice păcat îl vei avea dublu, sau în zecit, starea aceasta este extraordinar de, de utilă pentru unii sau pentru alții. Dacă, de exemplu, se mărturisește cineva care s-a mărturisit des și pe care îl cunoști, îl ajuți foarte ușor ca să-și mai spună, să actualizeze starea în care se află el și să prindă din nou curaj. Dar că îl vezi că nu este pregătit deloc și îl întrebi când te-ai spovedit, nu știu când m-am spovedit. Pentru că păcatele care se mărturisesc sunt cele făcute de la ultima spovedare până în prezent. Nu faci de fiecare dată uh, o contabilizare a stărilor păcătoase pe care le-ai avut în toată viața. Vă dați seama ce s-ar întâmpla dacă de fiecare dată a vei fiecare să-și spună. Dar și uite, nici nu mai știe. Iarăși, nu poți să mergi la o mărturisire de această generală. Toate le-am făcut. N-ai avut timp să le faci toate. Ai făcut numai cele pe care le-ai făcut. Deci spune-le pe cele care le-ai făcut. Când vine cineva și spune, are, n-am făcut nimic. Și-a bine, dacă n-ai făcut nimic, atunci e sfânt. Zice, nu, dar nu sunt sfânt. De atunci spune ce ai făcut. Pentru că unul care nu face rău, nu este om bun. Ci cel care face bine este om bun. Nu lipsa păcatului este o stare de virtute, ci... Perseverența în a face binele devine o virtute pentru tine. În al preasfințite părinte, dacă un credincios, un creștin care vine să se spovedească, omite vreun păcat sau poate chiar uită, dar m-am gândit la omisiune, fiindcă unora le e rușine sau și, așa cum am spus, nu-și mai amintesc fapta respectivă. Ce însemnătate mai are spovedania lui? Aici sunt două lucruri foarte. Distincte. Că ai uitat ceva, la sfârșit spui, acestea și alte asemenea acestora am greșit. Nu mai amintesc, știu, dar când știu ce am făcut și n-am dorit să spun pentru că mi-e rușine, dacă n-ai făcut păcatul, nu ți-a făcut rușine. să spui în fața lui Dumnezeu, ți-e rușine. Atunci nu ești încă suficient de pregătit. Pentru că vii în fața Mântuitorului Hristos plângând starea în care te afli tu pentru ca să obții milă, să obții darul lui Dumnezeu, să obții iubirea lui nemărginită. Dar iubirea este uh, uh, obturată, este chiar pângărită în momentul în care un păcat mare de care tu ești conștient... L-ai făcut și îl și lași, poate că vei fi pregătit data viitoare. N-ai făcut absolut nimic. Când se constată că există un păcat care te oprește pentru o perioadă de la comuniunea cu Hristos, de la Sfânta Împărtășanie, pentru celelalte păcate mărturisite ai primit dezlegarea pentru că preot îți rostește formula Domnul Dumnezeu și mântuitor nostru Iisus Hristos, cu harul și cu iubirea sa de oameni, să te ierte pe tine, fiule. Deci toate păcatele este, sunt iertate de Mântuitorul Iisus Hristos. Unele păcate care opresc de la împărtășane trebuiesc uh, îndreptate, de fapt, consecințele păcatelor, urmările păcatelor trebuie îndreptate prin canoane, și canoanele nu sunt altceva decât medicamente. Ele se dau într-o perioadă bine determinată, și perioada aceasta nu e, nu e bine să o stabilim de la început, să spunem 10 ani, 15 ani, 20 de ani, nici măcar un an sau doi, pentru că dacă penitentul vine la consult mereu, vine constant la spovedanie, dacă ai reușit să-l apropii pe el de o stare de aceasta decăință, de căință, de dorință de îndreptare, deja l-ai câștigat. Și cu cât sporește el în mărturisirea, în conștiința păcătoșeniei sale, se reduce din termenul acesta de terapie. Există un, un exemplu extraordinar la Sfântul Antonie cel Mare, când a venit la el un păcătos, un tâlhar, și a spus, Părinte, îmi sunt suficient... 10 ani sau 7 ani să mă pocăiesc pentru că eu sunt păcătos. Și să ajung 4 ani. Părinte, dar n-ai înțeles. Eu sunt tâlhar, eu am făcut așa de mult. Și a sporit el în mărturisirea aceasta, iar părintei tot reducea, îi reducea până la urmă, i-a spus, spune tatăl nostru. Și când a spus și ne mântuiește de ce rău a căzut mort. Și a spus, s-a împăcat cu Dumnezeu. Dar sunt cazuri extraordinare. Și tâlharul pe cruce, întâlnindu-se cu Hristos, și mărturisindu-l pe el, mărturisindu-l starea lui de păcătoșenie, a obținut această binecuvântare extraordinară. Astăzi vei fi cu mine în rai. Astăzi, acum. Deci depinde de cum ne prezentăm noi în fața lui Dumnezeu. Pentru că s-ar putea să încerci și să accepti o stare de aceasta prelungită de refacere de un an, de doi, de trei, în care tu nu faci nimic. Și te trezești după atâția ani de zile, Că nu ești mai îndreptat cu nimic, pentru că nu te-a urmărit nimeni, pentru că ai considerat uh, terapia aceasta ca o uh, alungare, ca o oprire, că este în sine o oprire de la Comuniune. Dar nu este excomunicare în sensul adevărat al uh, acestei pedepse. Nu este o, pedeps o pedepsă, ci este o terapie. Și terapia totdeauna trebuie urmărită. În Arprea Sfințite Părinte, am auzit oameni care spuneau duhovnicul m-a oprit de la spovedanie. Poate duhovnicul să-l să oprească de la spovedanie pe fiul duhovnicesc neascultător? De la, la, spovedanie, la spovedanie nu poate nimeni să oprească. Pentru că este uh, o datorie, dar este uh, și un uh, ceva absolut uh, necesar Omului și omul cere. Dacă el vine și cere, vreau să mă spovedesc, nu te spovedesc pe tine. N-ai voie să spui că nu poți să te că nu lași la împărtășanie, că nu-ți ai... nu asumi răspunderea. Pentru că Sfântul Apostol Pavel spune că nu vă apropiați că este foc, nu vedeți și spune, uitați, priviți în, mijlo... în... prejurul vostru, nu vedeți că unii au și murit. Nu vă apropiați nepregătiți. Deci, dacă ne pregătim cât de cât, dacă ne ostenim, dacă postim, dacă dorim din sufletul nostru ca să trecem prin această baie curățitoare a iertării păcatelor, atunci ajungem de a fi împreună cu Hristos la masa împărăției, pentru că Euharistia este pregustarea din bunătățile pe care le vom primi în mod deplin în împărăția cerurilor la masa împărăției. E o pregustare. Atunci le vom primi deplin. Acum nu mai gustăm. Gustăm înainte din dulceața aceasta, din bucuria iubirii nemărginite a lui Hristos. În al Sfințite părinte, sunt păcate de neiertat? Care ar fi acelea? Singurele păcate pe care Sfânta Scriptură le consideră de neiertat sunt păcatele împotriva Duhului Sfânt. Adică cel care nu numai că este necredincios, că necredinciosul sau ateul e unul care refuză să creadă în existența lui Dumnezeu. Dar cel care se apucă să bajocorească pe Dumnezeu, să-L hulească pe Dumnezeu, să fie pornit împotriva lui Dumnezeu, acela săvârșește un păcat de neiertat. Totuși, noi nu avem dreptul să ne substituim în locul lui Dumnezeu și să devenim noi judecători și să-i spunem, aceste păcate sunt iertate, celelalte nu sunt iertate. Știe Dumnezeu cum să judece, noi le spunem pastoral, le spunem în catehetic, le spunem în cuvântările noastre totdeauna sau îi îndemnăm pe credincioși să nu săvârșească hulă împotriva lui Dumnezeu. Îi ajutăm ca să treacă și ei de la, de la, o stare de aceasta de, de necinstirea lui Dumnezeu la starea firească, de binecuvântare, să ceri de la Dumnezeu binecuvântarea lui Dumnezeu și să-i mulțumești Lui Dumnezeu. Să fim mulțumitori, să fim cei care e, ne simțim îndatorați. Pentru că Scriptura spune, plata păcatului e moartea. Normal, când noi ajungem în fața Sfântului Altar, mărturisim, înainte de a ne împărtăși, că dintre păcătoși, cel din tâi sunt eu. Atunci, cum putem noi să, să, să ne îndreptăm dacă uh, suntem conștienți că suntem păcătoși, vedem că mila Lui Dumnezeu este mare încât mă lasă pe mine să uh, fiu, să rămân în viață, e o minune, mă lasă să fiu în viață și totuși uh, eu nu bag în seamă lucrul acesta. Este o necuvință din partea noastră, de aceea suntem îndreptățiți, să spunem, credincioșilor noștri, că starea în care se află ei, căința sinceră este primită de Dumnezeu și toate păcatele săvârșite cu știința, cu neștiința, cu voia fără de voie, toate sunt iertate de Dumnezeu. În Alprea Sfințită, Părinte, cum ar trebui să ne căutăm duhovnicul? Sunt oameni care spun, iată, nu m-am putut deschide în fața părintelui din parohia mea. Mi se pare că nu mă înțelege. Experiența pe care, o experiența duhovnicească, noi o facem din pruncie și o, o facem fără să știm, să fim conștienți, să ne alegem noi duhovnici. Cine ne rânduiește Dumnezeu? Este preotul paroh este preotul din localitatea respectivă sau de la biserica respectivă, unde te-au dus părinții tăi. Când ai ajuns tu să fii stăpân, să fii conștient pe și responsabil de faptele tale, ai dreptul să-ți alegi și faci o experiență de aceasta, te-ai dus la un duhovnic și după anumite criterii de ale tale, care nu totdeauna sunt sincere, Uh, ai vrea să ai alt duhovnic. Uh, poți să te duci și la alt duhovnic, dar cel care trece din duhovnic în duhovnic, cel care nu este mulțumit, uh, el cu, cu duhovnicul respectiv însemnează că nu este conștient că el s-a mărturisit lui Hristos. Duhovnicul intervine numai în partea a doua spovedaniei. Duhovnicul de, uh, intervine cu, cu această uh, Oferta lui, dragostea lui, cu faptul că îți făgăduiește, că se va ruga pentru tine, că te ia și te poartă pe brațe, dacă tu, deși este o condiție sinecvanon, dacă tu accepti tot ceea ce îți oferă el ca terapie. Dacă te duci și să te spovedești, și sunt multe mărturii în cărțile noastre, pe ei, când făceau unii stăpâni de averi, care aveau și biserici pe moșiile lor și preoți plătiți de ei, se ducea și se spovedea la preotul lui și pe urmă se ducea în oraș la un mare duhovnic și mai spunea numai ce a făcut de la ultima spovedanie, adică de două zile și părea domne, ce om sfânt nu este... A schimbat duhovnicul pentru că i-ai spus unuia un păcat urât, un păcat mare, împărat, care te-ar te putea să te jignească, să te smerească pe tine. Da, smerinea este extraordinar de bună, pentru că este taina pocăinței, nu este taina bucuriei. Taina bucuriei este împărtășirea cu trupul și sângele Mântuitorului. Iată o diferență între modul în care ne aflăm noi la spovedare în genunchi și cum primim Sfânta Împărtășanie. Stăm totdeauna în picioare, în starea aceasta de înviere, pentru că ne împărtășim cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos mort și înviat. În al preasfințite, Părinte, se apropie finalul acestei ediții. Vreau să vă întreb, cei care nu au ținut post, au voie să se spovedească? și mai mult decât atât, chiar să fie împărtășiți? Toată lumea are dreptul să se spovedească și postul nu este o condiție a spovedaniei. Postul este una dintre condițiile pregătirii tale pentru Sfânta Împărtășanie. Dacă e unul care respinge postul de la sine, el n-a gustat încă, el nu poate să respingă ceva ce nu cunoaște. Pentru că numai atâta este teama aceasta de a, sau erarhizarea mâncărurilor. Noi spunem că sunt mâncări bune și mâncări de post. Din contră, o mâncare de post poate să fie mult mai, mai bună, mai gustoasă și cu atât mai mult mai folositoare decât una de, de dulce care uh, îți oferă după aceea o, o asemenea greutate de nu mai poți face nimic, trebuie să te duci să te odihnești. Deci ai mâncat și poți te duci să te odihnești. În al prea Sfințitia Părinte, cum ar trebui să ne împărtășim, de exemplu, în perioada posturilor, Fiindcă sunt oameni care se împărtășesc la început și după aceea, și la final. Este bine lucrul acesta? Acești oameni împlinesc întru totul rândul bisericii, că se, postă, se uh, împărtășesc în prima săptămână cu nevoințe deosebite, apoi continuă să postească pentru că nu s-au împărtășit la începutul postului, ca după aceea să nu mai postească. Și după aceea mai postesc chiar ultima săptămână să mai împărtășesc o dată și zice de două ori în postul ăsta m-am împărtășit. Dar n-am postit decât două săptămâni. Lucrurile le-am făcut numai de jumătate și noi nu putem să îl păcălim pe Dumnezeu. Nu îl putem. Noi credem într-un fel că mai mergem așa, cu, un preot tu te duci și spui, n-am putut să vezi, părinte, totdeauna ne scuzăm în loc să ne acuzăm. Spovedania este locul în care tu te acuzi pe tine, nu te acuzi altcineva. Că atunci când te va acuza Dumnezeu, când te va judeca El, va fi greu de tot. Ai posibilitatea acum să recunoști. Și dacă recunoști, ești iertat. O păcat recunoscut e jumătatea iertat. Sărut dreapta în al preasfințite părinte, vă mulțumim foarte mult că ne-ați vorbit despre spovedanie și împărtășanie și vă mai așteptăm cu drag la cuvânt pentru suflet. Dumnezeu să ne ajute și să putem să-L urmăm sau să avem în noi, ceea ce v-am mai spus, foamea și setea după Dumnezeu, pentru ca trecând prin spovedanie, ca pregătire, să ajungem la comuniunea cu Hristos prin Sfânta Împărtășanie, pregătindu-ne pentru Viața de dincolo, fiind deci împreună cu Hristos la masa împărăției. Vă mulțumim încă o dată, dragi telespectatori și dumneavoastră, vă mulțumesc și nu uitați de întâlnirea noastră la Trinitas TV, la Cuvânt pentru Suflet. Pe curând!